Un soldat ucrainean a cucerit inimile tuturor datorită videoclipurilor pe care le postează pe TikTok. În ciuda războiului din țara sa, acesta încearcă să-și păstreze zâmbetul și optimismul de dragul familiei sale. Anatoli Ștefan este unul dintre soldații ucraineni care își poate găsi sfârșitul în orice clipă în aceste zile. Tânărul a emoționat o lume întreagă în prima săptămână de război cu mesajele postate pe rețeaua TikTok, dorind să transmită familiei sale într-un mod pozitiv, dansând cu arma în mână faptul că este viu. Rețelele de socializare au fost de multe ori criticate pentru impactul negativ pe care l-ar avea asupra internauților, însă în vremuri precum cele pe care le trăim, acestea au un rol important, un rol pe care mulți îl descoperă acum. Anatoli este prezent pe TikTok atunci când nu este nevoie să tragă cu arma și să-și apere țara, dansând și transmițând mesaje de liniștire pentru soția și fetița sa, cu care a realizat o serie de clipuri amuzante în perioada pandemiei, când nimeni nu-și imagina războiul de azi. Cu siguranță cei mai afectați de absența din mediul online au fost cei dragi. Fetița și nevasta ucraineanului au răsuflat ușurate când Anatoli a reapărut pe TikTok, dorind să le asigure încă o dată că este în viață.